Proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării cu 10% în vederea achiziționării de aparatură medicală de către Spitalul Municipal Anghel Salini în Fetești în anul 2019, aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe finanțate prin ANL și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirieri în municipiul Fetești au fost câteva dintre proiectele discutate de consilierii municipiului Fetești în cadrul ședinței ordinare a lunii august. Ordinea de zi a ședinței a fost suplimentată cu alte 7 proiecte de hotărâre. La ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării cu 10% în vederea achiziționării de aparatură medicală de către Spitalul Municipal Anghel Salini Fetești în anul 2019. Comisia Economică? Favorabil. Avizul a fost favorabil, dar nu s-a modificat. Noi am cerut să modifice acea cofinanțare de 10%. Nu 183, pentru că valoarea totală proiectul este 1.638.000, ceea ce înseamnă că 10% este 163.800.000. Am cerut în ședința de comisie să modifice. Nu s-a modificat, nu am primit nicio modificare. Vreau să știu de ce. Sunt participat, doamna directoare. S-a trimis raportul pe mail. Da, e transmis. Stați puțin, ce ați trimis? Raportul prin care a fost modificată valoarea cofinanțării. Unde a fost specificat valoarea raportului și hotărârea a rămas la fel. A rămas proiectul la fel, urmând, pentru că el s-a depus acel raport, urmând să facem vorbire în această ședință, cu suma care este modificată. Care este corectă, de 10%. Da, da. Discuții? Dacă nu sunt discuții, să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 93, 10-7-2019, privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate, soluționarea cererilor de locuințe finanțate prin ANL, și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirieri în municipiul Fetești. Comisia juridică? Discuții? Dacă nu sunt discuții, supunem la... Spune, domnul Micatu. Am înțeles că se solicită de către direcție modificarea titlului proiectului de hotărâre. Modificarea titlului. În condițiile astea, eu cred că ar fi nimerit să modificăm și titlul proiectului. Nu cum spunem numai. Pentru că noi, Consiliul General, nu are voie să aprobe modificări. Aprobă numai propuneri de modificări. Ar trebui revăzută chestia asta. Ca să nu dea iar înapoi. Nu? Ministerul Dezvoltării ne-a trimis aviz favorabil pentru restituție. Ne-au specificat adresa care ne-au trimis-o. Da. Într-adevăr, este o eroare și nu a fost unul de critică, dar ele au luat ca și propunere, nu au trimis înapoi în negație, ne-au acceptat. Acum, conform a ceea ce ne-a primit și de la prefectură, face această modificare, în urmă că în următoarea ședință, să aprobăm criteriile, deci asta a fost propunerea de criterii. Aia, dar alea sunt eroare, eu vorbim de titlul proiectului. Proiectului va fi modificat în următoarea ședință. Deci va fi și la modificat. Mai sunt discuții? Mai sunt întrebări? Nu, mulțumesc. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind revocarea articolului 2 din hotărârea Consiliului Local numărul 212 din 19-12-2018 pentru aprobarea regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, astfel cum a fost modificată prin hotărârea numărul 11 din 19-4-2016 a ADI Apă, Canal Constanța și prin legea 215 din 2018. Comisia juridică? Discuții? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? De la domnul Sima până la domnul Sărbă? Să vă mulțumesc!
munca ta de a mă strica și lăsăm, mai departe. Nu, lăsăm aici trebuie să la sfârșit. Trecem la ordinea de zi suplimentară. Capul plecat, m-am spus un proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 88 din 26-6-2019 privind proiectul Sistem Integrat de Transport Durabil în municipiul Petești și a cheltuielilor legate de proiect, a documentației tehnico-economică faza DALI, SP, precum și a indicatorilor tehnico-economici și ai acestuia. Comisia Economică? Comisia Juridică? Mulțumesc. Discuții? Câte hotărâri o să mai dăm pe acest proiect? Câte trebuie? Câte? 30? 100? 175, dacă e clar. Vă mulțumesc pentru răspunsul serios. Mai mult, dacă trebuie, nu le facem de capul de a le facem. Nu știu că dați răspunsul ăsta cetățenilor lumii. Nu mai mi-e tare, oameni tale, cetățenii înțeleg. Nu înțeleg cetățenii. Da. Nu înțeleg. Vă rog frumos. Supunem la vot proiectul, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține. Orice modificare în legislație, domnul consilier, trebuie trecută. Nu putem să lăsăm un proiect, așa numai de dragul de a lăsa, că a mai fost odată la discuții. Ați văzut și pentru 75 de bani, dacă e o greșeală, se face o altă hotărâre de consiliu. E clar. Numai anul acesta s-a discutat de cel puțin 3 ori. Nu mă leg de cele anterioare, dar mă leg acum. De ce oare trebuia să-l mai iau? Ce s-a modificat? Dar am văzut că și la hotărârea aia care se referă la Adi Constanța a fost împotrivă. Da. Chiar în și avantajul de ce? Nostru a fost împotrivă. Aveți nevoie doar de cei care ridică mâna. Sunteți de 3 ani aici și eu cred că toate hotărârele care au fost, le aveți pe e-mail, căutați-le. Căutați-le. Am mai demonstrat cuiva aici că erau primite. Căutați-le. Stați liniștit că le căutăm, nu le lăsăm așa. Da, știu, nicio problemă. Dar putea fi atașate la acest proiect. De ce nu s-a atașat? Asta vreau să spun. O ascultăm și pe doamna Ilie. Trebuie să le căutăm, doamna Ilie. Spuneți-le pe scurt, ca să se înțeleagă. Deci, acum am venit cu o nouă modificare, deoarece utilajele și echipamentele tehnologice principale din proiectul respectiv, adică autobuzele și sistemul eticheting, care au o valoare majoră și au fost ofertate în euro, la prima tură când a fost aprobat era 4,5744, iar acum este 4,7517. Dacă nu am fi modificat valoarea respectivă, prețul, suma eligibilă era foarte mare și trebuia să o susținem noi. Deci am venit cu această aprobare pentru ca să nu avem atât de mult de plată, noi, ca și buget local. Adică să nu fie costuri neeligibile mari. Sistem integrat a fost un proiect care a fost depus, care datorită unei chichițe legislative a fost respins și am reluat depunerea proiectului. Dacă vreți, până acum a fost ceva, acum am reluat depunerea proiectului și de-aia se apare modificarea. Bun, întrebare suplimentară. Așa. Orice proiect depus, nu neapărat căutăm vinovăție, da? Proiectul respectiv a întrunit toate condițiile, dar pentru că n-am putut să obținem carte funciară definitivă pe terenul unde o să fie acea autobază, pentru că a fost chichița legislativă când noi lucram la proiect în luna aprilie 2018, s-a modificat ce a vrut-o ANCPI-ul, în mai noi am depus, am sperat că o să obținem acea carte funciară definitivă, n-am reușit și ne-a fost respins proiectul. Se redepune proiectul acum, s-a schimbat legea între timp, deci a fost vidul ăsta, sau tocmai problema cu cartea funciară definitivă, exact înainte de a pune în noi proiectul și s-a revenit după ce ne-a fost nou respins proiectul. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzare terenului în suprafață de 568 metri pătrați, situat în municipiul Petești, strada Călăraș 545, zona Horticon, județul Ialomița, către SC Bruchia, Crest, SRL. Comisia Economică? Comisia Urbanism? La fel și Comisia Urbanism a vins favorabil și următorul proiect sunt similare. De fapt, acum se cheie circuitul pentru care au fost puse aceste hotărâri. Nu se discută, da?
trecem, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea terenului în suprafață de 460 metri pătrați, situație în municipiul Feteș, Straga Oștirii, Costa CD6, vecinătate bloc A2-32, către domnul Ion Ion. Comisia Economică? La fel, am zis favorabil, pentru că aprobarea de principiu a fost dată. Comisia Urbanism? La fel, am spus. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Unanimitate. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 3 din hotărârea Consiliului Local 171 din 19-12-2017 privind înființarea unui târg mixt situat în municipiul Feteș, strada Călărea, zona Siloz. Comisia Economică? Comisia Economică a dat aviz favorabil, numai consilierii PSD. Consilierii PNL au avut un punct de vedere vis-a-vis de acest articol care se modifică. Deci vreau să fie atașat la, la acest proiect de hotărâre și un regulament de funcționare. Acesta a fost motivul pentru care Comisia Urbanism? Comisia Urbanism aviz favorabil. Discuții? Da. Da, ca să completez, pe, doamna Petcu, de ce o să ne abținem? În 2017, când s-a votat hotărârea asta, târgul s-a dat în administrare către de. Da? Acum e altă situație. Am văzut că n-am putut face nimic cu acest teren, nu s-a înființat nimic, probabil din motive, nu știu, economice sau multe avize și așa mai departe. Foarte multe avize. Foarte multe avize. O bănuim treaba asta. Dar totuși, dacă vrem să facem tot târgul acolo, ar trebui ca oamenii care o să participe la licitație, că de fapt noi asta stabilim că o să scoatem terenul ăsta pentru licitație cu același obiect, da? Ar trebui ca oamenii care o să participe la licitație ar trebui să știe, domne, care sunt regulile, care sunt așa. Exact adică, asta o să facem. Prin caietul de sarcini să-i trecem un regulament, dacă e nevoie să vină în Consiliu, așa e normal. Eu a zice că trebuia să fie avut acest regulament. Facem o informare, și abia după aceea, adică, eu zic că să vă dăm răspuns. Deci oamenii își doresc un târg. Foarte mult. Așa. Și dacă acel face regulament și dacă nu vine nimeni la licitație, am făcut regulamentul și stăm ne uităm la el. Uite, și totuși oamenii care se duc să liciteze acolo, nu să știe. Păi, să-i punem prin caietul de sarcini. Păi nu, să știe despre cei care, nici noi nu ne pricepem de la primărie ce avize trebuie. Deci, alea o să întrebăm exact, știm cam aproximativ ce avize trebuie, o să le trecem condiții în caietul de sarcini și nu ne doare pe noi capul cu obținerea avizelor de la DSV, DSF și alte autorități. Și asumă cel care o să aibă în gestiune târgul respectiv, o să-și asume tot. Cel care trebuie să fie de specialitate. Nu cred că se face oricine să scrie. Adică eu zic că trebuie să știe mai mult. Un client să cred că pare a fi direcționată către cineva. Nu către cineva, să vă spun cinstit, aș dori să se facă licitații de aia cu strigare și atunci e cel mai bine. Dar eu zic că era cel mai corect să fi trecut și suprafața, în afară de celelalte lucruri pe care nici în dumneavoastră urmează să facă. Da. Acum, o fiind celălalt. Da. Eu nu data viitoare. Deci va fi transparent. Transparență la licitația respectivă. Nu sunt sigur că va fi transparent. Eu vorbesc de omul care vine. Omul ăla trebuie zice, domnule, aveți un proiect de hotărâre? Spune, domnule, și nu e suprafața. Păi stai, domnule, să mă că nu e. Asta. Plus târgul ăsta mix, nu știu, e cu animale, și cu mașini, cu alte produse, alte adică. Cu toții știm că în Fetești a existat odată un asemenea obor, cum se numea înainte, obor de animal. La momentul ăsta și noi ne dorim, sunt și foarte mulți cetățeni, crescători de animale din localitate care se ocupă cu creșterea păsărilor, animalelor. Sunt și destui cetățeni de-ai noștri care vor să cumpere un produs bio. Cert este că la momentul ăsta discuțiile sunt mai puțin relevante. Cine va administra acest obor? Important e acest obor să ia ființă cât mai repede și
toți cetățenii, nu numai feteșteni, inclusiv din localitățile limitrofe Feteștiului, să beneficieze de serviciile și tot ceea ce are în administrare și dotare acest obor. Cine este pentru? Nu, e vorba de administrare și de tot. Împotrivă? Abține? Avem la punctul 7, raportul și planul de activitate pe anul 2019 al Societății Sece Drumul Municipal SRL Feteș. Dăm cuvântul domnului director. Avem raportul curții de conturi, care ne-a verificat pe o perioadă de lună și ceva de zile, în toată perioada 2016-2018. Concluziile se pot găsi în raport, începând cu pagina 9, finalul activității fără nicio măsură, deci toate activitățile s-au desfășurat legal, s-au respectat procedurile de achiziții, procedurile de atribuire contracte pentru terțe, respectiv utilaje, transport și așa mai departe. Începând cu ianuarie 2019, când am întâlnit, s-a ajuns un număr de 100 de lucrări în municipiul Sătești, care constă în pierdăire străzi, care multe dintre ele n-au avut piatră niciodată, trotuare, parcări, să pot vedea. Sunt lângă primărie, sunt la Penny, sunt la restaurant la catedrală, în zona catedralei, și activitățile care urmează să le facem sunt continuarea la ceea ce am început, respectiv finalizarea pietruirii străzii în cartierul Vlașca. Ulterior, ne mutăm în cartierul Polonic cu străzi, trotuar de strada de Poului, începând de la gară până la drumurile naționale. La fel, trotuar va fi construit pe strada Matei Basanaș. Dumneavoastră puneți întrebări la o societate care este a primăriei, dacă era SRL grătarul, vă spunem că mai puneați întrebări. Erau bani cheltuiți mai mult și nu puneați întrebări. Dar acum când sunt banii drămuiți, pus din 10 drumul municipal și face drumul la noi chiriem toate utilajele, cât de drămuiți să fie? Tocmai de-aia că sunt drămuiți banii, sunt drămuiți. Dacă venea o firmă SRL Grătarul, vă spun eu că încasa de 3 ori mai mult. Așa s-a făcut și așa se face în general la primărie. Eu nu fac lucrări cu societăți private, domnul Sima. La finalul ședinței s-au reluat discuțiile privind colectarea deșeurilor. Cetățenii sunt nemulțumiți că trebuie să achiziționeze saci pentru colectarea gunoiului și astfel ajung să plătească mai mult decât înainte. Săptămâna trecută am considerat că dacă ceva nu merge, așa am un principiu, dacă ceva nu merge, revin la pasul anterior. Și am propus împreună cu colegii de la PNL și cu consultarea unei părți numeroase a cetățenilor din Fetești, să renunțăm la modul ăsta de plată, la preplata asta a gunoiului în cumpărarea sacelor. Și am propus revocarea acelei hotărâri 79 din iunie, 26 iunie 2019. Am depus-o cu o săptămână înainte. Mi s-a răspuns la vreo 5 zile după depunerea adresei de motivare și a proiectului de hotărâre. Prețul gunoiului este foarte, foarte, foarte mare. Și mai ales acum, în perioada asta de vară. Nu poți să faci o educație în sensul ăsta, în sensul colectării selectivă, dați pe mâine. Trebuia să fi fost un plan de informare, două luni de zile, eu știu, dar trebuia să fi propus acel proiect. Ne consultam cu populația. Cât gunoi s-a depus la Vivani, comparativ cu media lunară. Adică câte ori... Dar o să vă răspund eu, domnule. Dacă aveți această informație, ar fi... În august 2018, 892 de tone. În iulie 2019, că am luat și pe o lună în urmă, așa, anul ăsta, 865,9. Iar august 1 până în 27, 404 tone. Deci s-a redus la jumătate. Lumea, chiar dacă domnul consilier se duce cu punga neagră, nu și-a luat roșie,
Așa oamenii deja au înțeles și nu mai duc pungi de gunoi cu sticlă și cu toate celelalte. Vă spun eu, restul gunoiului, restul gunoiului găsim la intrare în oraș și tot felul de păstradă și mai departe. Asta vreau să vă spun, că restul gunoiului îl găsim pe străzi. Îl găsim pe râpilor, îl găsim la aici, îl găsim în Vlașca. La casă am informații și din experiență proprie, că tot la casă stau, se plătește deja mult mai puțin gunoiul. Uitați-vă să vorbesc, nu, usaci cumpărați. Dar dau foc la gunoaie, domnule, a crescut acum pericol de incendiu, nu știți la... Lăsați-mă să vorbesc, nu mă lăsați să vorbiți. Deci nu cred că există, da, nu cred că există altă modalitate mai bună de a face colectare selectivă decât aceasta. Și cred că dar ați văzut, să plătim pentru lăsați-mă să vorbesc, vă rog frumos. Ați văzut ce se dezastru se întâmplă în urma unor ploi torențiale. Cum e aproape că sunt blocate râuri, Dunărea, Oltul, ați văzut? Anul ăsta. Deci unde se face subtranversări cu bacul? Nu, dar veniți cu o soluție, va dura puțin până și chiar puțin mai mult până lumea va intra în normal. Acum deja se observă și vecinii au observat cine nu are contract cu Vivane. Că îi observă că noaptea care cu căruțele cu Urbanul, da. Chiar noi am avut o întâlnire ieri. Ce este de apreciat în momentul ăsta în Fetești, că lumea deja are saci cu sticle pus la poartă ca să vină Urbanul să ia. Până acum le puneau grămadă și sticle. Din cauza aceasta erau tone dublu față de... Trebuie să lăsăm să treacă timpul și pe moment ce trece timpul să ne obișnuim și cu ideea aceasta. Adică cu sacii și cu ceea ce trebuie să facem. Referitor la această problemă cu noi. Eu personal cred că problema principală este aceea de comunicare. Nu spun că prima variantă cu contractele era varianta cea mai bună, nu spun că această variantă pe care am votat-o, spun că este cea mai bună. Dar haideți să lăsăm timpul puțin. O lună a trecut o lună. Dar, vă rog frumos, dacă vreți, aveți, eu știu, decența să... S-a votat în Consiliu, da, am votat-o, dacă vreți, personal am votat. Și spuneam, haideți să lăsăm două luni, trei luni, să vedem, după trei luni de zile, să vină cei de la Orban să prezinte o balanță. Spuneam că este problema de comunicare. De ce? Da, fraților, haideți să dăm puțin timp înapoi și să luăm varianta 1 cu contractele. Erau două categorii de cetățeni. Unii care aveau contract, alții care nu aveau contract. Cei care aveau contract erau... Categoria defavorizată, că plăteau contractul, se achitau de obligații. Cealaltă categorie se folosea de serviciile SC Urban, dar nu plătea. Și acum numai puțin. Și acum avem această variantă. Dați-mi voie să fac un monolog, după aia mă întrebați. Am votat această variantă cu sacii, da? Dacă vreți să ne ascultăm. Dacă nu vreți să ne ascultăm, vorbiți numai de noastră. Că dacă aveți vocea baritonală, aveți dreptate. Avem această variantă, da? Cu sacii. Vreau să vă spun că și eu, la fel ca și dumneavoastră și cu toții, ne întâlnim cu fel de probleme ridicate de cetățeni. Dar, să știți că și prima variantă avantaja pe unii, dar și această variantă avantajează o altă categorie de cetățeni, buni planici, care își cumpără saci. Și care sunt furați. Pe care își cumpără saci, eu vorbesc de varianta corectă, da? Da, pe acolo se își cumpără saci, numai că își gestionează, domnul profesor, nu suntem la școală, suntem în Consiliul Local, vreți să ne capacitați numai dumneavoastră? Aveți frustrări? Spuneți-ne și am pus bine la spate și vă ascultăm. Nu, sau suntem la tarabă. Da, spuneam de această variantă. Nu știu dacă această variantă este cea mai bună. În schimb, pot să afirm că cetățenii nu cunosc în totalitate ceea ce ar trebui să știe, că nu sunt obligați să cumpere sacul cel mai mare. Mai mult decât atât, am înțeles de la domnul director, pe care l-am abordat, că va mai scoate un tip de saci pentru cei... Da, pentru cei, nu știu, cel mai mic. Două persoane, începând cu data de 1 august 2019, se plătește 18 lei la prețul de 9 lei, va fi de la 1.
aceste două persoane sau familie, dacă merge să ia 4 saci ori 15 lei, fac 60 de lei. Aici trebuie să ne ținem din suflet. Aici trebuie discutat și reanalizat. Sibiu, un venit mare pe cap de locuitor, da? Se face colectare selectivă. Noi nu am fost împotriva colectării selective. Trebuie făcută. Sunt 4 principii prin care se poate plăti gunoiul acum și se poate face. Până saci, până frecvență, până mai sunt, mai erau încă 2. Dau exemplu Sibiu, da? Deci la Sibiu este un abonament de bază, un abonament de bază. Dau exemplu pe Fetești. Cu saci. Nu cerem să facă investiții. Să pune un, să pună cod de bare pe o pubelă costă 4 lei. Trebuie un soft pentru mașină 10.000 de euro. N-ar fi mult. N-am cerut investiții. Rămânem la saci, da? Deci putem să venim cu un abonament de bază, dau exemplu la case, oferim locuitorilor 2 saci pe un abonament de bază de 15 lei. Ce s-a introdus? Da? Și ca să respectăm principiul plătești pentru cât arunci, dacă eu vreau să dau 4 saci într-o lună și să treacă urbanul pe la mine 4 ori pentru fracția umedă, atunci mai cumpăr eu 2 saci, că eu produc mult gunoi, sau 10 saci, sau cât consum eu. Dar sacul acela nu 15 lei, pentru că este foarte mult. Cetățeanul nu poate fi îndrumat pentru așa ceva decât pe baza, să intre în legalitate decât pe baza unui regulament. Da? Cu un regulament și cu semnarea unui contract referitor la aruncarea gunoiului, atunci el se va alinia. Din moment ce, la momentul ăsta nu există un regulament care poate exista aprobat, bineînțeles, de dumneavoastră, care poate fi pus în dezbatere publică 30 de zile, toți se vor alinia la sistemul acesta. Am cerut și solicităm alinierea infrastructurii de colectare a deșeurilor la normele enunțate de ordonanța de guvern 74 din 2018. Am să mă leg de problema aceasta. În ordonanța de guvern, la punctul 3, spune că modifică articolul 17 din legea 211 din anul 2011. În acesta spune așa, autoritățile administrative teritoriale, locale sau după caz subdiviziunile administrative trebuie să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale. La momentul de față, în acest oraș nu se găsește nicio pubelă ca să rezolve această problemă. Aceasta eu vreau să o adic în fața Consiliului Local, pentru faptul că dacă nu se va întâmpla așa ceva, mă voi adresa Ministerului Mediului și eu nu știu Garda de Mediu ce a făcut, de n-a constatat treaba aceasta. Practic această ordonanță intră de la 1 ianuarie. Da. Și eu vreau așa, fiind ne aflăm într-un cadru de acest organizat, haideți să ne apucăm de treabă. Totodată vreau să spun că la case, prin sistemul acesta cu sacii, aceștia sunt clienți captivi. Nu au unde să arunce gunoiul. Dacă vine urbanul și nu ia sacul roșu, nu îl ia. Sunt acei indivizi care tot brăzdează orașul de colo-colo cu păruțe și tot felul de chestii de astea, dar se pare că au mai fost speriați. Acum, nu știu, poliția, în sfârșit, așa și a mai liniște puțin. Dar aceștia sunt clienți captivi. Pe când cei de la blocuri nu pot să... Adică dacă vă uitați dumneavoastră și vă duceți într-o pubelă, nu găsiți un sac, 2 roșu. Restul sunt numai saci negri. Adică, practic, la ora actuală favorizăm niște cetățeni... Cei care nu plăteau mai. Da, care nu plăteau. Acum, practic, sunt mai mulți. La nivel de placă, adică urbană, spune ce, doamne, ce noi cam cât încasam... luna trecută, adică înainte de lunile trecute, încasăm și acum. Încasează la cei cu casă. De la cei cu care stau la bloc, nu încasează. Păi nu încasează. Da. Sistemul cu saci este foarte bun. Adică el în sine este foarte bun. Dar haideți să ne aranjăm infrastructura. Aia a fost o soluție și căutăm și să o îmbunătățim. Unu, aș fi avut o întrebare. Motivul la care s-a trecut la noul sistem cu stații. Bun, am înțeles, trec peste asta.
Al doilea, la acest motiv cu sacii, ar fi bine că anumite cheltuieli care s-au făcut în oraș, de ce nu s-a făcut înainte și containere, cum a spus dânsul, în fiecare cartier un container selectiv. Bun. A doua întrebare pentru domnul viceprimar. Am văzut că de câteva zile se întâmplă cum s-a întâmplat. Este la școala numărul 2 o schelă și... Nu, domnul Tătar, haideți să vă răspund. De vreo săptămână, știți că școala 2, actualmente școala C1, care aparține de Mihai Viteazu, a fost obiectul, mă rog, a fost într-un proces. Nu mai dăm detalii acum, da? Din partea celor care, mă rog, acest proces s-a terminat. Iar acum, privind avizul, să începem reabilitarea. Această școală se reabilitează prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua. Trebuia făcută de foarte mult timp, dar datorită acestei probleme juridice, nu am putut să demarăm lucrările. La momentul actual, în interiorul acelei școli, lucrează aproximativ 6-7 persoane pentru reabilitarea, atât la interior cât și la exterior, a clădirii. Consilierii municipiului Fete se vor reuni într-o nouă ședință ordinară la finalul lunii septembrie.